Bună dimineața! Ce weekend urmează? Știți că vineri vă fac recomandările pentru întregul weekend. Astăzi nu avem un aspect neapărat, însă mâine și poimâine, doldora de aspecte suntem. Bun, hai să vorbim despre ele. În primul rând trebuie să știi că Mercur va face un careu cu Jupiter. Mercur comunicarea, Jupiter excesul de cele mai multe ori. Și bineînțeles, când avem un careu, un unghi de 90 de grade între cele două, îți dai seama că dăm pe din afară. Vorbim mult, gândim mult, suntem superficiali, nu ne putem axa pe nimic, nu suntem atenți, nu ascultăm, nu auzim, nu suntem atenți la detaliile și atenție. Mercur este, iată, într-un semn în care lui priește, să zicem, în fecioară, din ce ține minte, dar nu e locul lui. Nu e momentul lui, să spunem așa, mai ales că a și fost retrograd aici. Niciodată trebuie să aveți foarte mare grijă la nu da pe din afară, la nu exagera cu absolut nimic. După care, ce credeți, duminică, iată, ne apropiem de echinoxul de toamnă. Ziua cu noaptea vor fi egale, noaptea va începe să crească. Începe sezonul balanței. Soarele intră în acest semn, da? Timp de o lună vom trăi din această energie. Tot în acest weekend, Venus va face un careu cu Pluto. Pentru că luni Venus intră în Scorpion, iar acest careu cu Pluto o cam pregătește. O cam ia la șuturi din punctul meu de vedere, pentru că Venus în balanță e foarte drăguț, sociabil, o să încercăm să le facem pe plac tuturor, dar în careu cu Pluto, oamenii nu ne răspund cu aceeași monedă și bineînțeles că încercăm și mai mult, și mai mult, și mai mult și nu ne este. Hai să ne uităm la fiecare dintre noi, așa, îți recomand să te uiți la zodie și la ascendent, să faci un mixaj și să mapezi pe ceea ce se întâmplă în viața ta și nu uita, te rog frumos, că aici avem, iată, un horoscop teoretic general. Începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Prima recomandare pe care vreau să ți-o fac în acest weekend este că atunci când îți faci lista de activități, da, cu treburile gospodărești, de exemplu, să stabilești din start cine ce face. Chiar de astăzi, de la serviciu, te rog să fii cât mai practic. Da? Pentru că altfel, acest care e un Mercur-Jupiter de mâine, fiecare e independent și se creează destul de mult haos. Deci de la început trebuie să fie reguli. Pe urmă, la finalul săptămânii, duminică, soarele intră în casa a șaptea, deci va trebui să înveți să fii mai diplomat, mai maleabil. Mergem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Bine, acest care e un Mercur-Jupiter, să știi că pe tine te afectează mai ales din punctul de vedere al banilor, pentru că s-ar putea să cheltuiești aiurea în acest weekend, după care Venus, guvernatoarea ta, face o schimbare, va intra, iată, în casa a șasea, dar până atunci, în casa a șaptea, pardon, dar până atunci va face careul cu Pluto. Ce îți recomand eu ție este să nu dai vina pe nimeni pentru lucrurile care nu îți ies ție și fii foarte atent la relațiile cu colegii. Mergem acum, iată, la gemeni sau cei cu ascendentul în gemeni. Mercur, guvernatorul tău, va face careul cu Jupiter, care este în semnul tău. Nu vei ști pe ce lume trăiești, dar ei nu mai contează, pentru că tu dai pe din afară, permanent, permanent, permanent. Vei fi foarte efervescent, mai intră și soarele în casa cincea, vei fi și foarte afectuos, și foarte romantic, și foarte creativ. Aș putea spune că e așa un weekend de pomină la tine. Mergem la rac sau cei cu ascendentul în rac. Ei bine, careul Mercur-Jupiter te face să fii mai atent la modul în care comunici cu familia, în primul și în primul rând. Evită critica. Stai departe de critică cât poți tu de mult. După care, nu uita că, iată, soarele se duce în casa a patra. Vei deveni mult mai atent la ce trebuie făcut prin gospodărie și, da, la a face pace cu cei dragi. Mergem acum, iată, la leu sau cei cu ascendentul în leu. La ce trebuie să ai tu foarte mare grijă? La planurile pe care ți le faci cu prietenii, pentru că s-ar putea ca pe undeva să nu iasă așa cum ai fi vrut, da? Și tot timpul ar trebui să ai soluție de rezervă și să nu te superi pe oameni dacă în viața lor apar situații și nu se mai pot ține de cuvânt. După care, nu uita că, iată, soarele se duce în casa a treia. E cazul să mai gândești și cu mintea ta și să nu te mai lași influențați doar de alții. Mergem la fecioară sau cei cu ascendentul în fecioară. Mercur, guvernatorul vostru, e semnul vostru, va face careul cu Jupiter. Ce îți recomand eu în acest weekend este să nu te plictisești. Dacă lași plictiseala să intervină, vei începe săptămâna viitoare și te vei considera o victimă. Te vei fi foarte supărat. Și pe urmă, la sfârșitul săptămânii, Venus face un careu cu Pluto și soarele se pregătește să intre în casa a doua, ceea ce înseamnă că sectorul financiar va deveni foarte important pentru o perioadă mai îndelungată. Mergem acum la balanță sau cei cu ascendentul în balanță. Ce bine, ce bine, ce bine ne pregătim de sezonul vostru. Dar până duminică, iată, când soarele se pregătește să intre la voi, să vină la voi în vizită, ce se întâmplă? Oboseală, sunteți copleșiți,
V-aș recomanda să stați departe de primele idei pe care vi le transmite mintea, pentru că s-ar putea creierul vostru, fiind foarte obosit, să vă facă să faceți niște conexiuni care pe moment au rost, dar dacă le scoateți din capul vostru și căutați argumente pentru ele, nu o să mai aibă deloc rost. Deci, cu alte cuvinte, mintea s-ar putea să vă păcălească în aceste zile. Iar pe urmă, soarele intrând în semnul vostru, veți primi o porție de energie, de curaj și de dorință de a ieși mai mult în lume. Mergem acum, iată, la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Trebuie menționat ceva. Careul dintre, iată, Mercur și Jupiter s-ar putea să vă provoace din punctul de vedere al resurselor împărțite cu alții. Fie că ați făcut un plan cu un prieten, ați vrut să călătoriți undeva, unul a dat o sumă, celălalt a dat o sumă, unul vrea să cheltuiască mai mult, celălalt vrea să cheltuiască mai puțin, trebuie să aveți mult mai multă grijă să nu dați din casă, da? Să nu fiți indiscret, să spuneți de câți bani puteți folosi și așa mai departe. De altfel, indiscreția poate să fie un leitmotiv al weekendului acestuia pentru voi, pentru că și soarele va intra în casa 12, de unde și Venus va face un careu cu Pluto. Nu spuneți, să zicem așa, picanterii din relațiile voastre personale. Nu fiți curioși nici despre ale celorlalți, ci mai degrabă priviți niște filme sau ascultați niște melodii sau citiți niște cărți cu povești de dragoste decât să vă băgați în viețile altora. Trecem la Săgetător sau cei cu ascendentul în Săgetător. Trebuie să reții un lucru. Mercur din casa 10 va face careu cu Jupiter din casa 7. Ce înseamnă asta? Că nu prea te înțelegi cu partenerul. Tu vrei ceva, el vrea altceva și ajungeți într-un punct din acesta în care orgoliul se inflamează și vrei să-i arăți tu că ești mai bun sau el vrea să-ți arate că este mai bun. Singura soluție ar fi să faci și ce vrea el și să face și ce vrei tu, da? Neîncercând să-l cuceriți pe celălalt sau să-i arătați că sunteți superiori. Asta unul la mână. Doi la mână. Mă gândesc doar că Venus în casa 11 va face careu cu Pluto, da? Din casa a doua. Stai departe de tendința de a demonstra prietenilor prin anumite achiziții că ești și tu la fel ca ei sau că și tu poți să-ți cumperi anumite chestii și, sau că ești mai mare sau mai tare. Adică lăudăroșenia nu este bună zilele acestea. Mergem la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Dacă e ceva astăzi la serviciu și ai fi vrut să amâni, nu. Sfatul meu este ocup de proiecte pentru că de luni încolo soarele intră în casa 10 și vin alte proiecte, alte activități, alte acțiuni, alte discuții, alte ședințe și efectiv nu vei mai avea timp. Absolut nu vei mai avea timp. Ai mai mare grijă la călătorii. Trecem acum la Vărsător sau cei cu ascendentul în Vărsător. În continuare, bineînțeles, trebuie să-ți atragă atenția din punct de vedere financiar. Da, normal. După care, nu uita, te rog frumos, că acest careu Mercur-Jupiter s-ar putea să-ți aducă anumite secrete ale oamenilor din jur, nu le folosi deocamdată și nu profita de ele. De asemenea, nu te lăsa nici tu descoperit celorlalți. Mergem la pești sau cei cu ascendentul în pești. Ei bine, Mercur din casa a șaptea va face careu cu Jupiter. E greu cu toată lumea în acest weekend. Trebuie să-i asculți pe toți și nimeni nu te ascultă pe tine. Dar cumva urmează câteva zile, din punctul meu de vedere, mai bune pentru liniște și pentru strategie. Tu acu taci și fă-ți o strategie și o să vină și momentul tău când va trebui să vorbești și o să vorbești cum trebuie. Să vă primească recomandările mele și să ne auzim cu bine weekendul săptămâna ce urmează.